Ziua bună din nou. Să vorbim despre hortensii. Dar ca să nu uitați, dați un like la sfârșit, dar faceți subscribe de acum. Deci, acestea sunt parte din hortensiile puse anul acesta. Vă puteți uita la filmările trecute, cum din crenguțe am pus în pământ și au crescut. Deci, aceasta este încă una. Mai avem una care am pus-o mai târziu aici. Să o vedem mai de aproape. Vrea să-i crească crenguțele. Și mai avem și într alte locuri. Ia să vedem cum a reacționat florile noastre. Așa, am găsit-o, uitasem unde e. Deci acolo e mâncată de ceva gândăcei. Dar crește. Și asta e îmbucurător. Deci se pot prinde din crenguțe. Și hortensii frumoase. Am avut și aici în zona aceasta, dar știu că s-a uscat. Nu am udat la timp pământul. Am avut, da, uite, se usucă dacă nu este udat. Am presupus că e ud. A, da, uite că una a rămas. Nu mai știam că am pus în două locuri. Ca să se vadă mai bine, îndepărtez ce este împrejur. Cred că e clar. Vrea să crească. Și asta la alta de lângă ea, de asemenea. I-au căzut frunzele, dar va crește acele două crenguțe. Dar știu că am avut acolo și s-a uscat, după care am început să ud mai profund. Anul viitor vor înflori, de aceea v-am spus ca să urmăriți prin subscribe ce flori vă face și cum vom schimba culoarea florilor. Vă doresc tuturor cele mai bune zile din viața voastră.